Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin cu mare bucurie către voi cu un plover gros tricotat. De mult îmi doream să-i vină timpul acestui plover, să le vină rândul acestor fire minunate, să pot să fac un plover gros de iarnă pentru mine și acum i-a venit timpul. Ploverul este început de sus, cu raglan anatomic, nu cu o răscroială foarte mare, pentru că e firul foarte gros. Am lucrat cu un fir de la KnitCrate. Uluian by KnitCrate. Conține 82% merino wool, 18% peruvian, prima cotton super bulky. Deci este un fir gros, moale, pufos, care nu înțeapă. E... Adori să lucrez cu un astfel de fir și am lucrat cu andreele groase numărul 7. Să știți că aș fi lucrat cu andreele și mai mari dacă aș fi avut, 7 maxim ce am eu în casă. Am pornit cu andreele mai mici aici, am lucrat circular la gât. Am făcut partea de bentiță, vă voi arăta un început interesant care se potrivește perfect pentru orice plover început de sus, pentru că arată, uitați ce fel arată începutul. Arată perfect. Eu am văzut prima dată la Ali Tricotăm începutul acesta. E maestră în tricotat. Eu am tricotat foarte mulți ani, doar că nu mi-am îmbunătățit tehnica. Pur și simplu lucram, mă luam după ploverile pe care le aveam prin casă, dar intenționez să aprofundez și în direcția aceasta. După cum v-am spus, deci începutul asemănător l-am văzut la Ali, doar că eu am pornit puțin diferit. Am văzut, înainte de a începe ploverul, la un guruaică. Și de acolo, practic, m-am luat cu începutul acesta, cum să explic puțin și raglanul anatomic și, foarte interesant, o răscroială la mânecă. Deci cum am făcut trecerea de la raglan de sus, e ca un clean aici făcut, se așează foarte, foarte bine. Eu n-am lucrat mâneca circulară, am vrut să-l termin repede și e mult mai simplu lucrat dus întors, deci eu am cusătură la mânecă, dar se poate lucra, chiar dacă nu aveți andrele culesă scurtă, se poate lucra circular fără niciun fel de problemă. Mi-am intrat la ploverul acesta care este lung, ia să vă zic ce lungime, mi-am intrat 600 de grame. Lungimea ploverului, deci de sus și până în jos, 70 de centimetri are, deci e lung. La mânecă am scăzut treptat de aici, deci după ce am făcut clean-ul acesta, am scăzut odată la 8 rânduri și am făcut încheierea și aici o să vă arăt cum am încheiat eu un, în așa fel încât să iasă elastic, să nu rămână țeapăn, la fel ca și jos, la fel am făcut. Modelul așa mi-a venit, așa l-am făcut. Puteți să calculați dinainte sau puteți să-l atașați. Eu am lucrat, am pornit cu aceste trei tipuri de model, după aia am zis, haide să mai adaug încă o tură și încă o tură, deci după cum mi-a venit, așa am făcut. Foarte, foarte simplu, vă voi arăta pas cu pas. Deci începutul se potrivește perfect, doar că eu am pornit aici cu 75 de ochiuri, pentru că firul este foarte gros. Dacă lucrați cu andrele mai subțiri și cu fir mai subțire, atunci e nevoie de 80, de 100 de ochiuri, dar regula este aceeași. Deci dacă porniți exact cum vă arăt eu pas cu pas, puneți doar mai multe ochiuri și respectați regula. Eu vă voi explica. Foarte ușor. Firul acesta nemaipomenit de la KnitCrate e fir primit cadou anul trecut de la doamna Lucia Soare, o doamnă care locuiește în America și care a ținut neapărat să-mi facă această surpriză, să-mi trimită. A văzut cât de mult mi-au plăcut firele în momentul când le-am primit de la KnitCrate și au vorbit cu aceea și în momentul când am primit eu o cutiuță de la ei, am primit și firele de la doamna. Firele sunt primite cadou. Vă mulțumesc din tot sufletul, ploverul arată minunat, firul este grozav. Ați făcut un dar minunat anul trecut prin firele pe care mi le-ați trimis și anul acesta prin ploverul acesta nemaipomenit. Vă doresc tot binele din lume, doamna Lucia Soare, să fiți sănătoasă și să vă văd pe grup, să vă văd activitatea acolo activă peste tot. Sunteți un om minunat, meritați tot binele din lume. Acum, haideți să pornim la lucru cu ploverul acesta, deci 600 de grame, andrele numărul 7, o săptămână și jumătate de lucru, nu mai mult. E spornic, normal, fiind firul gros, o săptămână și jumătate, pentru că eu merg la serviciu și mai am și canalul de bucătărit.
Pentru cine nu știe, până, adică n-a văzut până acum, intrați, scrieți pe YouTube Mâncare cu Savoare și găsiți canalul meu, unde am multe surprize dulci pregătite pentru perioada următoare, așa că e păcat să nu treceți pe acolo. Cu siguranță veți găsi lucruri care vă vor plăcea. Și mai treceți și pe la canalul Să Fim Sănătoși cu Claudia Crivăț, unde și acolo am subiecte interesante și până acum publicate, dar pregătite și de acum încolo. Haideți să pornim la lucru, cu drag și voie bună, la acest plovăraș gros de iarnă. Cum puteți achiziționa un astfel de tip de fire? În descriere, sub video, veți găsi un link direct către pagina, către site-ul lor. Sau puteți să scrieți la căutare pe Google, Knit Crate. Și dacă vreți să comandați fire, folosiți codul meu de reducere CROCHETYOURLIFE20. CROCHETYOURLIFE20 și obțineți un 20% discount. Deci, pe lângă oferta pe care vă o face ei, puteți să obțineți un discount și atunci firele, adică prețul este accesibil. Sunt fire exclusive de foarte, foarte bună calitate, nu găsiți așa ceva nicăieri. Dacă nu vă doriți să comandați fire de la Knit Crate, să aveți firele acestea de super calitate, găsiți alternative, fire groase și pe www.firdetricotatpovesti.ro. Dacă nu găsiți un fir la fel de gros ca acesta, puteți să folosiți firele pe care le aveți, puneți firul în două și vă iese un plover la fel de gros cum mi-a ieșit mie. E un spectacol, un spectacol. Mă bucur tare, tare, tare mult de reușită. Haideți să pornim la lucru, cu drag și voie bună, împreună, dragii mei dragi. Și pentru început am făcut un eșantion cu andrelele cu care voi lucra, ca să testez să văd dacă se potrivesc andrelele și să văd și numărul de ochiuri pe centimetru. Am pus aici 15 ochiuri și dacă măsurăm, sunt 15 cm. Deci un ochi, aproximativ 15 cm, dar așa o să iau. Un ochi e un centimetru. Firul este foarte gros, andrelele mari, sunt numărul 7. Voi pune, deci, circumferința de în jurul gâtului, eu zic că este suficientă de 70 de centimetri. Așa că voi pune la final, adică la elasticul de la gât, vor fi 70 de ochiuri. Pentru început, cum vom proceda? Voi pune cu un alt fir, deci cu un fir de altă culoare, ca să ajungă aproximativ, nu e chiar la grosimea aceea, dar aproximativ, voi pune 35 de ochiuri, deci jumătate. Deci 1... 2, dar lucrat lejer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, până la 35. V-am spus, lejer. Am pus cele 35 de ochiuri. Vedeți cât de lejere sunt. Acum vom lucra 4 rânduri. Un rând pe față, un rând pe dos. Putem lucra deja circular sau aceste 4 rânduri le putem lucra dus întors. Depinde ce andrele aveți și cum credeți că vă puteți descurca într-un astfel de punct. Deci voi lucra un rând pe față și un rând pe dos. Primul rând pe față, n-are importanță că firul alb îl vom îndepărta. Da? Deci primul rând pe față, pe dos, pe față, pe dos. Da? Continuăm. Deci acesta e un prim rând pe față. Am terminat un prim rând pe față. Acum rândul pe dos. Și mai facem încă 2 rânduri în afară de asta. Deci în total 4 rânduri. Fac dus întors doar la aceste 4 rânduri și apoi voi lucra circular. După cum ați văzut, și primul și rândurile cu alb le-am lucrat un pic mai lejer, nu strâns, strâns. Da? Continuăm cu rândul ăsta și încă 2 rânduri. Am făcut cele 4 rânduri. Cum vom proceda acum? Vom lucra parte de elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos. Și cum vom lucra? Primul ochi pe față, îl iau nelucrat. Al doilea ochi pe dos. Vom lua de pe dos, de aici, de jos, buclele acestea. Și acestea vor fi ochiurile de pe dos, da? Luăm o primă buclă, punem pe Andreea și lucrăm ochiul pe dos.
următorul ochi pe față. Luăm următoarea buclă de aici. Și o punem pe Andra. Și lucrăm ochiul pe dos. Ochiul pe față. Următoarea buclă. Lucrăm ochiul pe dos. Ochiul pe față. Și în felul acesta vom transforma în 70 de ochiuri, pentru că se dublează. Deci 35 cu 35 de pe dos vor fi 70 și vom lucra circular. Apoi vom scoate firul acesta alb, îl tăiem și îl îndepărtăm și o să vedeți ce frumos se vede. La Ali tricotăm, după cum v-am spus, la ea am văzut începutul acesta și mi-a plăcut tare mult. Deci următoarea buclă, sunt foarte ușor de văzut, dacă, mai ales dacă punem primele ochiuri cu un fir contrastant. Deci bucla de jos, o facem ochiul pe dos, apoi lucrăm ochiul pe față, luăm următoarea buclă de aici de jos, o punem pe Andra, lucrăm. Așa facem cu toate ochiurile. Am făcut rândul până la capăt, acum am 70 de ochiuri pe Andra și înainte de a continua voi scoate firul alb. Pur și simplu îl scoatem ușor. Puteți să-l și tăiați dacă vi se pare că se scoate mai cu ușurință, dar iese, uitați că dacă tragem de el, uitați ce ușor se scoate. Îl îndepărtăm și putem continua lucrul. Da? Și rămâne un început elastic frumos, mult mai frumos. Deci în momentul când la Ali v-am spus, repeta nu știu câta oară, am văzut partea asta și pe la Rusoaice de fapt, dar la Ali am înțeles. Am impresia că ea a făcut totuși cu croșeta primul rând. Mi s-a părut un pic mai ușor cu andrelele. Am scos firul alb. Și acum voi lucra circular de aici încolo și cu firul ăsta de început voi coase. Da? Pentru că mi s-a părut mai greu de cules ochiurile dacă lucram circular de la început. Se poate. Dacă să pot să exemplific și eu aici în tutorial. Așa, deci am ochi pe dos, vom lucra un ochi pe față, un ochi pe dos, toată partea de elastic de la gât. Acum fiecare cum... se răsucesc ochiurile, da? Așa la lucru circular. Depinde cât de înaltă o vreți. Bentița de la gât. Lucra circular de jur împrejur. N-am pus semn, la următorul rând voi pune semn aici, un marker, ca să știu unde e punctul de încheiere a rândului. Deci lucrat un ochi pe față, un ochi pe dos, pentru că așa am pornit eu, da? Puteți să faceți două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos sau alt tip de elastic. Dar începutul acesta mie mi se pare că arată fantastic, cum am făcut la primele rânduri. Continuăm, parte de elastic 5, 6, 7, 10 cm sau dacă vreți să-l faceți pe gât, faceți de 15-20 de cm. Începutul este același. Am făcut elasticul. Are, ia să vedem câți centimetri are de cât l-am făcut eu, de 5 centimetri, este suficient. Acum, fiind raglan anatomic, cum calculăm? Indiferent pentru pe câte ochiuri începeți, regula este aceeași. În cazul meu am pornit pe 70 de ochiuri. Pentru punctele de raglan, cele 4, deci care delimitează mânecile de față și de spate, avem, voi lăsa câte două ochiuri, da? Din 70, dacă scădem cele 8 ochiuri, ne rămân 62. 62 de ochiuri împărțit la 6. Deci, voi, indiferent pe câte ochiuri începeți, regula e aceeași. Scădeți ochiurile pe care le folosiți în cele 4 puncte de raglan și totalul îl împărțiți la 6. 62 împărțit la 6 nu se împarte exact pentru că îmi dă, ar rămâne 10 și cu încă 2 ochiuri. Deci atunci voi avea 2 secvențe de câte 11 și restul 4 de câte 10.
și voi pune 11 pentru mâneci, 11 pentru părțile de mâneci și 10 plus 10 pentru partea din spate, 10 plus 10 pentru partea din față. Pentru că vreau să fac raglan anatomic, adică ploverul să fie mai înalt în partea din spate, eu am văzut și la Ali, am văzut și la Violet, dar ultimul pe care l-am vizionat mai de mult, am văzut la fete, ultimul pe care l-am vizionat a fost la unguroaică. Și de acolo am înțeles că, indiferent pe câte ochiuri începem, aici, în partea de mânecă, trebuie să împărțim în secvențe de câte două sau, și maxim trei ochiuri. Asta ce înseamnă? Eu am 11 ochiuri, deci am 3 secvențe de câte 3 și unul de 2. Dacă aș fi avut 10, aș fi avut 2 de 3 și 2 de 2. Înțelegeți? În așa fel încât, deci, secvențele să nu fie mai ochiuri mai multe de 3 și nici mai puține de 2. Dacă aveam ochiuri mai multe, adică lucram cu un fir mai subțire și atunci normal că aș fi avut ochiuri mai multe aici la circumferința gâtului, aș fi avut mai multe secvențe aici. Deci nu au fost doar 11 ochiuri, ar fi fost 14, 15 ochiuri, în funcție de numărul total. Zicem că aș fi avut 100 de ochiuri în total, da? 100 împărțit la 6, normal că îmi dă mai mult. Regula este exact aceeași. Bun, aici sunt punctele, vă voi arăta ce înseamnă că vom lucra rânduri scurte. Vom porni de aici. Din punctul ăsta pornim, de la punctul acesta de raglan din spate. Deci vom merge până aici, trecem de punctul de raglan, ne întoarcem până la punctul aici, după punctul de raglan, de aici ne întoarcem și ne ducem la punctul următor, de aici ne întoarcem, sunt rânduri scurte, ne ducem la punctul următor, de aici ne ducem la ultimul punct aici, de rând scurt, ne întoarcem la ultimul punct aici și apoi mergem de jur împrejur. Cam asta este, da? Bun. Trebuie câte întoarceri avem pe partea ta, întoarceri trebuie să avem și pe partea astălaltă. Ce mai e important? La punctele de raglan înmulțim de o parte și de alta doar odată la două rânduri. În momentul când lucrăm circular. Aici, lucrând dus întors, doar la rândurile de pe față, da? Pentru că la punctele aceste de raglan noi vom înmulți deja de la rândurile scurte, n-avem cum să le lăsăm așa, da? Ne ocupăm de ele, dar vă voi arăta. Cam asta e tot. Deci, dacă se începe cu un fir mai subțire pentru un copil, regula este aceeași. Aici, pe parte de mânecă, împărțit numărul de ochiuri pe fiecare secvență să nu fie mai mic de 2, dar nici mai mare de 3. Și atunci, normal că înălțimea la spate va fi mai mică. Eu lucrând cu firul ăsta foarte gros, e deja, adică 70 de ochiuri, puteam să, cum să spun eu de-a lungul timpului, când am lucrat cu Andrele 4, am început pe 80 de ochiuri. Când am lucrat cu Andrele 3,5, am pornit pe 100 de ochiuri. Cam așa. Bun, haideți să vedem. Pornim de aici, un prim rând de jur împrejur, îl voi face de ochiuri pe față și vom pune semnele. Pornim de la punctul de raglan de aici. Am pregătit 8 pentru punctul de raglan, pentru că voi pune pe o parte și pe cealaltă semne și încă 6 pentru rândurile scurte. Pe acestea 6 le-am pus cu alb, ăstea pentru punctul de raglan cu roșu, sunt ațe înodate, pur și simplu, markeri. Cum procedăm? Deci, urmăresc aici, deci doar ochiuri pe față. Pornesc, am zis că pornesc de la primul raglan, punem markerul de raglan, facem două ochiuri, următorul marker pentru raglan. Haide mai. Acum, sunt cele 20 de ochiuri de la spate. 1, 2, 3, 4, 5, până la 20. Am făcut cele 20 de ochiuri de aici de la spate. Acum am ajuns în dreptul
următorului punct de raglan și punem semne de acestea cu roșu, deci un prim marker, facem două ochiuri din dreptul raglanului și încă unul. Și acum punem semne albe. Ce am zis? Facem 3 ochiuri, punem semn alb, 3 ochiuri, semn alb, 3 ochiuri, semn alb, 2 ochiuri, punctul de raglan. Deci, 1, 2, 3 ochiuri, un marker alb, pentru că aici ne vom întoarce, vom face rând, pardon, încă 1, 2, 3, al doilea, unu, două, trei, al treilea, unu, două. Am ajuns la punct de raglan, partea astrealaltă. Unu, unu, două și încă unu de raglan. Suntem aici, da? Pentru că am făcut. Deci 3 semn alb, 3 marker alb, 3 marker alb, 2 punctul de raglan. Acum facem pe cele 20 de aici din față. Până la 20. Le-am făcut și pe cele 20 din față și acum urmează, deci facem, punem punctul de raglan, apoi 2 semn alb, 3 semn alb, da? Exact cum mi-arată desenul, pentru că am venit așa, acum venim de jos în sus. Deci, ultimul de raglan, punem semn, facem 2. Și acum, 1, 2, cum am hotărât pe desen. Haide mai. Nu vrea. Am pus 2, acum, 1, 2, 3, încă un semn alb, 1, 2, 3, încă un semn alb și vedeți că mi-a rămas 3. Nu voi face înmulțire la primul rând de pe față, de la rândul următor, de data următoare când voi veni pe față, aici. Da? Acum, suntem, da, să-i fac și pe astea 3, 1, 2, 3. Suntem în punctul ăsta. Acum, ne ducem, lucrăm, trecem de punctul acesta de raglan și când ajungem aici la primul semn alb, ne întoarcem. Lucrăm până la primul semn alb. Da? În continuare. Până aici. Da? Ne ducem cu rândul, ochiuri pe față și când ajungem aici, ne întoarcem. Mutăm markerul. Trebuie să răsucim ochiurile. Așa e la lucratul circular. Deci ne ducem până la primul semn alb. În continuare.